Dacă pentru roșii mai avem de așteptat, castraveții autohtoni au ajuns deja în piețe. Legumicultorii din Limpezi, județul Buzău, au scos prima producție de castraveți obținută în solarile încălzite. Un kilogram se vinde direct din solarii cu 6 lei, iar pe tarabe prețul mai crește cu 2 lei. Vânzările însă nu merg foarte bine, dar producătorii, pentru că nu au încotro, rămân optimiști. Prima recoltă de castraveți de buzeu este bună de cules. Legumele arată bine, sunt gustoase, precum cele din grădina bunicii, iar prețul este pe măsură. Solariile au fost încălzite, iar plantele au fost tratate cu îngrășăminte organice. Totul ca recolta să fie bogată, iar legumele să fie sănătoase. Frigul de afară nu este în ajutorul nostru și chiar investiția este foarte mare. De exemplu, pe, ce perioadă ați încălzit anul acesta? Păi, cam o perioadă de 3 luni de zile, așa. Investiția este foarte mare, deoarece uh, am făcut și cu cox și rumeguș, butoaie și... Cam mulți bani. Bani, mulți bani, da. Primii legumicultori care au solariile deja pline cu legume sunt cei din satul limpeziș. De exemplu, Dan Moise, unul dintre cei mai tineri producători, a scos primii castraveți chiar în această săptămână. Dan recunoaște că a muncit din greu, dar că totul a meritat când și-a văzut recolta. Acum, săptămâna trecută, am început, i-am pus foarte din timp de chiar începutul iernii și am făcut, după cum se vede, am făcut cu centrală pe Cox. A fost foarte mult chin Producția? Până la... Cum este? Producția acum este una minimă, acum să sperăm că o să fie din ce în ce mai mare. Munca în solar nu este ușoară. Producătorii spun că stau de dimineața până noaptea pentru a îngriji plantele, iar de concediu nici nu se poate vorbi. Foarte greu. O plantă de când o semen și până o culegi șase luni de zile. Nu mai vorbim de căldură, de încălzire și de... Da, foarte greu. Cât timp stați în solar într-o zi? 10 ore. 10 ore. Programul e de la 7 jumate la 12 și după amiază la 1 jumate până seara de tot. După 4 ianuarie și până în august, la sfârșitul august, nu există plecare nicăieri. Deci nicăieri. Nu stop apă merg motoarele continuu, deci nu. nu... E justificată, doamna această muncă? Uh, uneori da, uneori nu, pentru că prețurile începând cu anul 2016 și 2017 foarte prost. Cu toții au însă o problemă, piața de desfacere. Fie că este vorba despre castraveți, fie despre roșii, pe care le așteaptă abia în a doua jumătate a lunii mai, legumicultorii strigă după ajutor. Au nevoie de piețe pentru producători și se plâng de prețurile mari cu care intermediarii le vând marfa muncită de ei. Se poate trăi din legumicultură? Unii da, alții nu, dar se trăiește cum? Nu să zic ca toată lumea mare. Să trăiește decent, dar să ai și suprafață mare. Dumneavoastră cât lucrați? Lucrez undeva la 50 de ari, o jumătate de hectar. Și ce ați cultivat? Păi acum, am de față, avem roșie, avem castraveți, avem ridichi. Unde e mai mare producția? Unde sunt mai mari problemele? Problemele sunt mari la culturile extratimpurii, unde acolo avem problemele cu gerul umezeala și astea ar fi. Singura gură de oxigen pe care au primit-o în ultimii ani din partea autorităților a fost programul de minimis pentru tomată. 35 de legumicultori din Limpeziș au accesat acest program și în acest an, astfel încât în luna mai vor avea gata și prima recoltă de roșii din buză.